După o mică vacanță am revenit și aparent o nouă piesă numită Leila împreună cu Exploit. Și nu e 5Gang, e o piesă cu Exploit unde nu este 5Gang. Oare ce poate însemna asta? Este o piesă de trepăreală, așa că o să o ascultăm și o să vedem cum o dă Exploit în afara 5Gang-ului și să vedem ce se întâmplă de fapt aici. Hai să dăm puțin mai tare, e destul de tare. Bun intro. Efectele sunt făcute de Tinolec și cafea, adică bine clipul. A venit poliția. Un refren cu două persoane pe el, fiind Zenk și Nib. Leila, Leila, trei pauza la la. Am băut o bere și am mai combinat ceva. Îmi iau pe drum vreo rățigă și le aduc într-o pauză de stradă. Da, tot ce cu pe la patru în bu. Nu prea înțeleg ce spune la partea aia, o să mă uit la versul probabil. Buia de la trei pauza asta cu trapu. O sticlă pițoasă de Timișorana, voi da planul cu zărul patru. Mă face să sar pe geam. Plecați băi, nu să sar pe geam. Adios, s-a terminat. Efectiv, am un balcon în spatele meu și piesa asta tocmai m-a făcut să sar pe geam. S-a terminat. Eu văd o familie, am abanii păcănele. Mă duc în Italia să fur tot ce e pe schele. Dau dedicație pentru prețul meu de bere. Exact ca pe persi lău, dar ca la manele. Cine? Morții tăi ești tu și ce vrei de fan? Am văzut așa ceva și no name. Cine talentat? Ești mai underground ca tactul. La fel ți-e și sound. Bă, orice aici, îi spune Nip, sună chiar bine pe piesa asta, cred că e în top 3 persoane care sună bine. Zen, joacă, Leila. Leila, Leila, trei pauza la la. Să moară familia mea, mă duc la păcănea. Leila, Leila, trei pauza la la. Am băut o bere și am mai combinat ceva. Am vrut să fiu lăutat și să dau pe manele. Dar n-a fost să fie așa că de-aia fac trapele. Bă, eu am dat-o pe asta cu trapele și lumea m-a luat la mișto, cum adică trapele, ce să lea trapele, acum nu mai m-a luat la mișto că a spus-o Zenk într-o piesă. La Caracal fac 2-3-4 scheme, mă simt ca pe GTA, mă încazez la 5 stele. Bine, bă, o joc. Pun joc mică și nu e pe cântar. Dacă mine mi-au retar că sunt mai sp- Copii, să nu luați exemplu piesa asta. E o piesă de boschetărea, nu trebuie să nu-i așa. Spațial, îmi iau filme proaste când fac trap de boschetar. Îmi iau seapă tare vreo 4 milioane când iau timbre de la tarable. Sare casa mea e fa mare. V-am spus voi să nu faceți așa. Pădăie și arunc pe geam cu telefoane. Arunc la capit de o mașină de tu și după tot ce mai stă în cale. N-am bani de ștan, arunc bere cu lapte și mă dau ca pe topogane. Tot să arunc chestii vecio. Leila, Leila, trei pauza la la. Să moară familia mea, mă duc la păcănea. Leila, Leila, trei pauza la la. Am băut o bere și am mai combinat ceva. Bă, mie mi se pare că efectiv Nib în piesa asta e clownul lor, efectiv. Înțeleg că e de cateringă și asta, dar mă rog. Lali lali lei 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 la, o joc pe trap ca maneaua ta. Lali lali lei lei la, o joc chiar și pe gagică ta. Lali lali lei lei la, o joc pe trap ca maneaua ta. Lali lali lei lei la, o joc cum vreau că nu e a ta. Shotgun, intru în tine ca un jandar. Am bani, niște se uită pe mine gen cancan. Leila, intru în industrie și ți-nche cariera. Leila, tu vrei să intri dar nu găsești cheia. Mă, pe
sunt ok, așa mor ca pe schelă, că am o zi de filmări. Cu mâna în ghip și o plasă și cafea în față, să vezi ce mișcări. Mă gândeam cum era când aveam o cheie și intram și urcam pe scări. Dar mi-am pierdut cheia în care ce pot sunt tot doamne, dar avem zic. Leila, cash cash, vin la mine banii cash. Leila, am bitcoin, iau de pe deep web trash. Leila, cash cash, trag la mine banii cash. Leila, cash cash. Bă, înainte de toate vreau să vorbim despre partea lui Exploit. Exploit a sunat foarte bine pe piesa asta. S-a simțit mult mai mult în elementul lui. Se observă din piesă că a fost mult mai pe vibe și pe astea. Mi se pare că ăsta ar trebui să fie genul lui Exploit. Nu vreau să fac niciun fel de, nu știu, aluzie că ar trebui să iasă din Fighting sau nu știu ce. Ideea e că se observă că se simte bine pe piesa asta, că e pe vibe-ul lui. Atât vreau să zic și uitându-mă la comentarii, lumea zicea pe acolo, Exploit a ieșit din Five Gang, Exploit, ieși din Five Gang, aici e locul tău. Într-adevăr, Exploit merge foarte bine pe tipul ăsta de trap, trapul ăsta pe bune, nu cel limitat, cum scoate Five Gang-ul. Cu toții știm că Exploit e la un alt nivel față de tot Five Gang, el chiar le are cu muzica. Bun, nu mai are rost pentru că asta e deja refrenul. Bă, sună foarte bine și Erika a dat-o destul de bine, mi-a plăcut. Piesa e foarte bună și băi, abia 17 pe trending, abia 17, băi, e piesă de cel puțin top 10 pe trending, 9000 de like-uri, hai cu 10000, ce dracu. Ce pot să vă zic? Având în vedere că Exploit a apărut în această piesă și nu este în formatul Five Gang. Bă, ce credeți? Exploit a ieșit din Five Gang sau nu a ieșit din Five Gang? Comentați jos dacă credeți că a ieșit sau n-a ieșit. Și să vedem ce părere aveți voi. A ieșit din Five Gang, n-a ieșit. Și nu uitați, intrați pe piesa asta și dacă tot ați intrat pe piesa asta, dați un mare like și un share, un, nu știu, story pe Instagram, orice. Hai să răspândim piesa asta și o să o ducem pe 10 pe trending, că e o piesă cum trebuie și 17 pe trending mi se pare underrated, cu toate că cei care poate nu au de mult succes, 17 pe trending înseamnă că, bă, ți-ar o piesă. Nu, trebuie să fie minim 10 pe trending, e o piesă cum trebuie. Mai mult de 100.000 de view-uri și o să fie cum trebuie. Bun, băieți, atât am vrut să vă zic. Lăsați-vă în comentarii părerile voastre dacă Exploit a ieșit sau nu din Five Gang și ce părere aveți despre piesa asta și lăsați un like și un share la piesă. Eu am fost Rodby și vă salut, pa, pa!